În ziua a șaptea a lunii octombrie, pomenirea Sfinților Mari Mucenici, Sergie și Vah. Aceștia au fost pe vremea lui Maximian, roman de neam și trăgător de frunte în armata împărăției și erau în cinste mare la împăratul pentru priceperea și vitejia lor în războaie, precum și pentru credința lor în slujbe. În taină însă ei erau creștini, crezând în Domnul nostru Iisus Hristos, și sârguindu-se să-i placă lui prin viața lor cea sfântă. Deci, părâți fiind că se închină lui Hristos și se leapădă de cinstirea zeilor, au fost poftiți de împărat să aducă împreună cu dânsul jertfă în capiștele lui Zeus. Și toți priveau să vadă. Vor intra oare în capiște împreună cu împăratul? Iubiții să-i Sergie și Vah. Deci, când a intrat împăratul, robii lui Dumnezeu au rămas afară și n-au intrat cu el. Aceștia, văzând împăratul, a poruncit slujitorului să-i aducă cu sila în capiște și le-a dat poruncă să se închine idolilor. Iar ei, nevrând să facă acesta, au zis împăratului, Avem un Dumnezeu în cer, nemincinos, adevărat și viu. El este nesimțitor ca idolii voștri. Noi aceluia ne închinăm. Deci, nevoind ei să se de dreapta credință, li se luară toate hainele și podoabele cele de preț, îmbrăcându-i în veșminte meiești și portară în lanțuri pe ulițele cetății în semn de batjocură. Au fost trimiși apoi tocmai în Antiohia, Sirei, și acolo, fiind bătuți de moarte, Sfântul Vah și-a dat Domnului sufletului său, din precina bătăi, iar Sfântul Sergie, după ce a îndurat multe chinuri, și nu și-a lepădat credința, i s-a tăiat capul. Printr-o ascunsă rânduială, capetele acestor sfinți ucenici se află astăzi la metropolia din Craiova, aduse la Argeș, Dumnezeul nostru slavă. Într-o această zi, cuvânt despre argentarul care, cu rugăciune, a făcut a se mișca muntele și a se arunca în râul Nilului. În Alexandria Egiptului era un argintar slăvit foarte în toată cetatea aceea, pentru meșteșugul mâinilor lui. La aceasta a venit o femeie rugându-l pe el să-i facă o podoabă de cap spre înfrumusețarea trupului ei. Și făcându-se între dâns și întrebare și vorbă, a început femeia grăi cele necuvincioase spre desfrânare și tulbura pe argentar cu gândurile asupra ei. Și, întrucât, s-a făcut drăcească robie pentru păcat și a dus aminte argentarul de cuvântul Evangheliei, mai înainte de a se porni spre păcat. Și la acel loc se zice De te smintești pe tine mâna ta cea dreaptă, tai-o pe ea. Sau ochiul, scoate-l pe el, că mai bine ți este ție ca un mădular ciung să intri într-o părăția cerului decât întregi mădulare având să fii aruncat în iazul cel de foc. Și căutând spre femeie, i-a zis, îndepărtează-te puțin de mine, că vreau să fac cele poruncite nouă. Și scoțându-și cuțitul, s-a lovit pe sine în ochiul drept și a zis, Vezi, Doamne, că păzitor poruncilor tale sunt, că dacă îmi va trebui cândva ajutor de la tine, să nu te depărtezi de la robul tău. Și văzând femeia, fapta făurarului, a fugit de frică și s-a dus la casa sa prin rana făurarului, mântuindu-se de păcat. Deci, cel ce stăpânea Alexandria atunci era un prigonitor complet, Supra creștinilor. Căci, cu îngăduirea lui Dumnezeu, turcii stăpâneau Egiptul și, în tot chipul, chinuiau pe creștini, poruncindu-le lor să se lepede de Hristos și să primească credința lor. Deci, așa, a socotit acel rău stăpânitor, a chemat pe episcopul care era învățător creștinilor și a zis lui: Ascultă, o, episcope, într cuvintele Hristosului tău, s-au zis și acestea. De aveți dreapta credință în voi și în mine, veți zice muntelui acelui, ridică-te, de te aruncă mare și va fi vouă. Iată, dar este aici muntele, cel de toți văzut, lângă cetatea aceasta, al cărui nume este Adar. Deci acum de este Dumnezeu acela Hristos, căruia voi slujiți și credința pe care voi o țineți și o socotiți, a fi mai bună decât toate, ieșiți la Muntele Adar și ziceți-i Cuvântul Domnului Dumnezeului vostru, și de va vă asculta pe voi și se va arunca în râul Nilului, atunci în slobozenie veți fi și veți sluși lui Hristos al vostru, și afară de aceasta, încă și noi vom crede. Iar de nu, apoi toată bogăția creștinească se va lua la Visteria împărătească, iar voi toți veți curăți gunoile din cetatea aceasta. Atunci episcopul a răspuns, Cuvântul pe care l-ai grăit covârșește cu totul neputința noastră, însă nu pentru noi, că toți suntem nevrenici de un lucru ca acesta, ci pentru hulirile tale pe care le grăiești asupra Domnului nostru Iisus Hristos. Lasă-ne nouă opt zile ca să ne rugăm Domnului și credem că nu ne va trece cu vederea pentru găciunile robilor săi, că scris este... Că voi acelor ce se tem de el o va face și rugăciunea lor o va auzi și îi va mântui pe dânsii. Ca un spre dânsul. Acestea auzindu-le, barbarul cel fără de lege a, a râs zicând: Eu am socotit că veți arăta tulburarea și o parte din averea voastră o veți da la visterie împărătească. Dar voi îndrăzniți lucrul acesta pe care nici. Mohamed al nostru nu-l face. El care este solul lui Dumnezeu și în care cred toți arabi și se închină. Și a slobozit pe ei cu mânie, scriind zilele cele hotărâte pe care le-a cerut. Iar episcopul, adunând pe toți creștinii din cetăți și din toate hotarele până la 3000 de bărbați, afară de femei și de copii, le-a vestit lor încercarea cea cu rău, meșteșuga stăpânitorului prigonitor. Precum că a poftit nu numai averea, ci și viața tuturor creștinilor voiește să o risipească. Și spunându-le lor și cele despre muntele de grabă, le-a poruncitor să se întristeze și toți împreună să se roage și privegheri de toată noapte să facă înaintea lui Dumnezeu. Deci s-au apropiat de episcop, femeia aceea, și i-a spus lui de făurarul cel mai sus mărturisindu-și lui cea mai înainte pomenită a ei ispitire și credința cea tare în Hristos a aceluia. Că, adică, nu s-a lăsat înșelat de cuvintele ei cele desfrânate și înșelătoare și nu s-a cruțat pe sine, ci ochiul său cel drept și-a scos. Acestea, auzindu episcopul, s-a minunat și nu l-a aflat pe el cu cei ce veniseră la sobor și a trimis după dânsul la casa în care trăia. Deci venind el, i-a zis lui episcopul, frate, o ispită mare a venit asupra noastră și de la cei ce ne urăsc pe noi. Și i-a spus lui, pe rând, toată încercarea prigonitorului. Iar el a zis, stăpâne, noi dator suntem să ne rugăm, că la oamenii acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Deci a treia zi s-au suit la muntele Adar și l-au încurjat pe ei de trei ori, purtând cruci și stând ei în preajma muntelui, a chemat episcopul pe acel mai înainte zis făurar și a zis lui, O fiule, acum se se cade ție să arăți puterea credinței tale ca să se rușnează prigonitorul cel ce se laudă cu idolilor." lor ca să se întărească sălbii Bisericii lui Hristos și să se potolească tăguirea creștinilor. Atunci, aplecându-se făurarul înaintea episcopului, s-a apropiat de munte și s-a rugat lui Dumnezeu zicând, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, ascultă rugăciunea robilor tăi și nu da pierzării turma ta în mâinile vrăjmașilor tăi, cei ce ne urăsc pe noi, și ne zic, unde este Dumnezeul vostru? Tu ești Dumnezeul nostru care ai poruncit apostolilor tăi zicând, de aveți credință ca un grăunte de muștar. Nu vă îndoiți a zice muntelui aceluia, ridică-te și te aruncă în mare și va fi vouă. Și acum, nu pentru noi, Doamne, nici nouă, ci numelui Tău, celui Sfânt, dă slavă. Și acesta zicând el, s-a cutremurat locul și s-a mișcat muntele și a căzut cu fața la pământ toți oamenii și s-au făcut mult țipăt în cetate, că se sfărâmau palatele și cădeau zidurile. Și-au ieșit oamenii și-au văzut minunea aceea înfricoșătoare, cum muntele se ducea de la locul său în râul Nilului și toți căzând se rugau creștinilor să potolească muntele din mersul său, ca să nu se strice palatele și cealaltă parte a cetății. Și a răspuns episcopul și a zis: Nu, fraților! Nu s-ar cuveni că nu este lucrul nostru, ci a voastră voire, ca să ne îngreuiați pe noi cu certările voastre. Dar în încercarea noastră ne-a cercetat pe noi Domnul, și iată se apropie muntele de râul Nilului. Și atunci s-a făgăduit toți că s-a orboteza. Deci s-a rugat episcopul lui Dumnezeu și a stătut muntele și a încetat cu tremurul pământului. Și mulți barbari au crezut în Sfânta Trăime și s-au botezat. Iar cei negredincioși au dat legământ în scris că de atunci până în veac să nu fie prigoană creștinilor, că ei să poată trăi în credința lui Hristos și s-au scris acestea spre folosul creștinilor, precum că celui ce crede îi se dau de la Dumnezeu toate cererile, dând har creștinilor într-o slava lui a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Antioch despre beție. Peția este mai mare decât lăcomia și este defăimată foarte de Sfintele Cărți. Că neprimit lucrul este a se îndreptăți cineva cu beția, precum se și laudă cei fără de minte, de vreme ce cu încetul se îmbolnăvesc și sărăcesc. Deci, bun lucru este bea puțin pentru slăbiciunea trupească, că precum pământul la vreme fiind adăpat, crește curat sămânța cea asemănată în întrânsul și cu dobândă iar pământul cel plin cu multă grăsime crește numai buruieni și scai. Așa și multă băutură pe cei fără de minte îi duce spre o cară, iar pe înțelepți spre plângere. Ca a zis Scriptura lui Dumnezeu, noia a fost un bărbat drept, dar, îmbătându se să cea gol și s-a bat jocuri de ham cel fără de minte, iar de fiii cei înțelepți s-a acoperit. Să fugim, deci, fraților, de dracul beției, ca să nu fim bagiocuriți de el, ci mai vârtos ne trezim și să ne întărim ca să fie întreg omul cel dinăuntru, precum și la pilde ne învață Scriptura zicând să nu fii băutor de vin, că tot bețivul sărac va fi. Și iar zice, pentru cine sunt suspinele? Pentru cine văicăirile? pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine rănile fără pricină, pentru cine ochii întristați, pentru cei ce se pe lângă vin. Și a mai zis, la vin nu te îmbărbăta, că pe mulți i-a pierdut beția și iarăși nu folosesc celui fără de minte mâncare și băutura, că nebunie și care este beția și tot cel ce se aseamănă cu dânsa nu va fi înțelept. Iar Isaia, o pe beți, le zice, va de cei ce din zi de dimineața Leargă după băutură îmbătătoare, va de cei ce până seara târziu Se înferbântă cu vin. Iar Ioil le-a zis, Deșteptați-vă, bețivilor, și plângeți, Și voi, băuturilor de vin, Tânguiți-vă pentru vinul cel nou, Căci vi s-a luat de la gură. Cu adevărat, dar a necredincioșilor și a oamenilor celor nebotezați le este veseria din beție, precum a zis și Iov rugându-se pentru oricine, să rătăcească ca niște bețivi, iar cei ce voiesc a vețui cu cinste și curăție, de aceasta să se lese și pentru calea cea dreaptă, fără poticnire, să meargă. Și să ascultați pe apostolul care zice, nu vă îmbătați de vin, pentru care nu este mântuire. Și iarăși, bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și încă a zis că toate vătămările celui cu chip de rușine din beție se fac. Pentru aceasta nu fiți nebuni, ci cunoașteți care este voia lui Dumnezeu, că însuși Domnul nostru Iisus Hristos ne-a poruncit tuturor zicând, luați seama la voi înșivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncarea și de băutură și de grijile vieții. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.